Nu, eu nu mai dacă nu există. Nu în jos. Ce anume? Ecranul, întoarce în jos. Că se dă în jos spre tine. A, măi, ce să spune mine. E doar gând. Hai, mai. Gata. Te uiți la televizor, da. Despre energia sexuală, despre sexualitate, despre continență. Am și ceva foarte interesant vis-a-vis de sexualitate. În Omram, Michael Ivanhoff Omram, cu Balaurul în Aripat, cu niște carte. Forța Balaurului în Aripat. Și adică mie mi se pare una dintre energiile foarte mari. Adică nu că mi se pare, simt de-a dreptul, trăiesc ca una dintre energiile foarte mari ale ființei mele. Și de asta mie mi s-a părut întotdeauna nebun și eu am avut cunoștințe despre continență de la începutul vieții mele sexuale. Deci, am știut de chestia asta, așa mi-am început viața sexuală. Ca trăiesc sexualitatea ca pe o artă, să zicem așa. Și îmi vine din mine ideea asta că sexualitatea nu trebuie risipită așa sau nu găsesc nicio plăcere la, știi? Și vreau să te întreb cam cum vedea Vaita, cam ce, cum aș putea să o... Tu, ce părere ai personal dincolo de chestia asta? O să zic mai personal. În Advaita nu prea se discută aspectul ăsta. Normal, la Advaita e mai mult pentru călugări, în principiu, noi pentru cei care au familie și așa. Inițial așa a fost concepută. Deci, cine vrea Brahman trebuie să trăiască singur, să fie singur. Eventual să devină călugăr în ordinul lui Shankara și să automat să închidă toate porțile astea. Da, am mirosit chestia asta. Și să-și folosească energia sexuală. Deci pentru reflecție. Da? Transformă în ogeas, cum să știi, și e folosită în meditație sau în reflecție, nu? În alte direcții. Dar asta înseamnă oprirea totală. Da? A oricărei relații. E abstinență totală. Da? Deci e pentru călugări. Acum, dacă vreți adaptare la societate, fiecare să controleze sau să folosească energia respectivă în direcție spirituală, mai mult sau mai puțin, depinde cât poate fiecare. De la 1%, da? Folosirea acestei energii în direcție spirituală, până la 100%. Depinde cât poate fiecare. Deci aici, în societate, trebuie să fii flexibil și să-ți dai seama tu. Deci e o chestie particulară, personală. Fiecare va simți cum să... Și nu trebuie nici suprimată, că n-ai cum, că explodează și asta nu duce nicăieri. Și la călugări de multe ori, și în Advaita, și în orice altă pagale sau religie sau suprimarea asta, nu trece până la urmă. Trebuie înțeles. Deci trebuie înțeles care e scopul, care ar fi efectele și care, ce s-a întâmplat dacă o suprimi și ce s-a întâmplat dacă o folosești așa cum trebuie. Dar formula exactă nu există. Nici eu nu pot să-ți spun exact ce să faci, decât să faci așa cum simți. Folosește-ți simțul comun, bunul simț, în direcția asta și vezi. Sau încerci diverse variante și vezi cum de simți. Asta cu continența, foarte interesantă chestia cu continența, cu transmutarea și sublimarea energiei pe centri. Chiar am foloseam la început pentru chestia asta tehnici de sublimare yoga, Uddiyana Bandha, rotația mușchilor abdominali. Da, sau tehnici de respirație. Se calma sau pur și simplu rugăciune. Deci în momentul în care simțeam vulcanul foarte mare, sublimarea se ridica automat cu rugăciune. Tatăl sau ce. Și am descoperit că cea mai minunată cale de sublimare este iubirea. Dacă în momentul în care ești la energia sexuală multe acolo, și imediat te scufunzi în iubire, simți că totul e iubire, că îți iubești partenerul, că nu... Totul se ridică, deci
efectiv. Aia e o convertire, o convertești în ceva mai subtil. Dar este interesant că trăind așa sexualitatea, am văzut, deci e o fără diferență. Chiar le povesteam prietenilor că ți se rafinează foarte mult simțurile, începi să simți pe oameni de altfel. Deci după ce făceam dragoste, știu, așa, în pălțineță și mai multe zile atât, ieșeam afară, simțeam pe oameni, simțeam cerul, adică, la un moment dat era atât de ciudată chestia, deci le simțeam vibrația, mirosul. E foarte interesant, chiar mă simțeam și poate, dar ei nu știau că n-ai o poate să simt atât de mult, știi, dar era... Poate înțești cu Brahman. Când ieși afară... Oh. Dar asta e un drum mai mult. Și de asta e că... Crezi, Paul? Da. Măcar ca joc, așa. Nu, din spate, așa. Dar din spate. Vrem să fac o completare. Eu, ca să zic așa, am trăit oarecare reorientare a atitudinii, fără să vreau. De când l-am cunoscut pe Ageati și am tot început să vin și să citesc și să zicem așa, să am convingerea că într-adevăr doar Brahman există. Deci înainte, cum să spun, eram cam obsedat sexual, așa, cred că ăsta era cuvântul potrivit. După păștării toți ne uită. Nu numai, adică, domne, era o activitate trecută în carnet, trebuia să mă întâlnesc, să fac dragoste, să sublimez, deci era treabă cum mâncam. E, odată cu această chestiune, deci fără apă, deci a venit cu totul și cu totul natural. Am constatat că... Deci nu mai mă trăgea ața. Nu. Am crezut că e vârsta. Da, am crezut că e vârsta. Și zice, mă, să vedem, e vârsta sau nu e vârsta? De unde? Dacă m-am făcut de treaba, merg și ea. Deci n-a fost vârsta. Deci nu, efectiv. Efectiv s-a schimbat ceva. Și după aia, mă rog, n-am mai reluat și acum când... Deci e o chestie care dacă e, dacă nu e, nu e, deci cam la modul ăsta. Deci a dispărut ca problemă. Da, bine, clar. A dispărut, efectiv, a dispărut ca problemă. Și asta datorită căutărilor astea. Ea însă, ce se întâmplă? Ageati n-a zis-o cum la cap, dar trebuia să o zic. Este manifestare, deci că ai simțit oameni, că nu știu ce, asta era pe deplan, pierzi timpul degeaba pe aici prin manifestare. Asta e, dacă vrei, pierde la completare. De-aia am spus, dacă vrei și dă vreun rezultat așa, vezi dacă simți. Să nu mai simți oameni. Când ai ieșit pe stradă, vezi că n-ai ieșit pe stradă. Vezi că nu sunt oameni. Care oameni? Și care energie? Că la urmă totul... Dar poți să joc, poți să separ chestia asta și zici, eu ca individ, ca așa, pot să joc rolul ăsta și îl joc, dar nu are nicio treabă cu sinele. Sinele nu are energie sexuală și nu are nicio relație cu nimeni. Simplu. Da? Cine are relații, să ne îmbunătățească. Cine nu are, n-o să obțină relații. Și nu o să ai de-a face cu energia sexuală sau cu chakre, cum ai spus, și centri și rugăciuni. Sinele nu are de-a face cu așa ceva. Este lipsit de orice energie. Dar, e bine, așa, pe planul iluzoriu, ca și individ, să vezi ce poți să faci mai bine în domeniul ăsta al energiei sexuale. În Advaita clasică și tradițională, ți-am spus, e vorba de suprimare sau eliminare totală a acestei energii, care trebuie, normal, automat se transformă într-o energie folosită în altă direcție.